Tribunele stadionului orășenesc din municipiul Bălți au fost astăzi arhipline și mai gălăgioase ca niciodată. Cei mai înfăcărați suporteri și amatori ai fotbalului și-au ținut adrenalina în frâu ori în șir și i-au susținut pe cei mai buni portari. Și asta deoarece s-a desfășurat cea mai așteptată competiție a anului, Bătălia Portarilor. Cea de 5-a ediție s-a desfășurat în premieră în capitala de nord a țării. Unul dintre invitații speciale a competiției din acest an a fost legendarul portar rus și maestru al sportului Renat Dasaev. Sportivul care a atins culmele Olimpului în perioada sovietică a încurajat tânăra generație de portari și ne-a împărțit secretul succesului în fotbal. Во-первых, это природные данные, это первое. Во-вторых, конечно, талант должен быть. И плюс это должно быть трудолюбие. Трудолюбие, потому что есть вратари, которые талантливые, но они не любят работать, и их хватает всего на 5 лет от силы. De aceeași părere este și portarul român Helmut Ducadam, supranumit eroul de la Sevilla. Acesta ne-a spus că fotbalul moldovenesc are viitor și asta deoarece avem mulți tineri talentați. Aici este un exemplu viu. Așa putem să-i încurajăm, să organizăm asemenea turnee, Bătălia Portarilor, alte turnee în care portarii să vină cu succes și să avem o viziune despre tot ce vine din spate. Și eu cred că o să vedem și astăzi portari foarte interesanți. Participanții cele mai înflăcărate bătălii s-au arătat încântați de organizarea evenimentului și consideră că este o bună ocazie de afirmare. Cred că fiecare care băiat care a venit aici să participe, cred că se gândește să câștige această bătălie și totuși premiul financiar este unul care la noi în Moldova nu sunt așa premii cum oferă aici. Конечно, это очень здорово. Посмотрите, сколько людей собирается на стадионе. Это объединяет людей. Во-первых, мы встречаемся со всеми вратарями. Во-вторых, это очень интересно и как бы ажиотаж проявляется. Spectatorii de la mic la mare au urmărit competiția cu sufletul la gură, mai ales că, așa cum spun chiar ei, în Bălți de mult timp nu au mai fost organizate evenimente sportive. Îmi place, mă uit, interesant, o atmosferă foarte frumoasă. După punctul meu de vedere, asta trebuie să fie mai des, mai ales ar fi bine ca să fie chiar și la copiii mei mici. Și inclusiv fetele. Vedem că concurență dau băieților bun concurență și ar fi bine pentru fete aparte chiar. Pentru prima dată, trofeul de cel mai bun portar a fost râvnit și de reprezentantele sexului frumos. În anul acesta am avut 4 domnișoare și o domnișoară s-a calificat chiar în pătrime, așa că așteptăm să vedem, poate mai scoate un băiat din... Ar fi extraordinar. Am vorbit și cu domnul Helmut Ducadam, erou de la Sevilla, că este o domnișoară care i-a plăcut foarte mult plonjoane și ce reflexie demonstrat la astăzi. Proaspătul primar de Bălți, Renato Usatăi, care este și organizator al evenimentului, a ținut să menționeze că acest turneu este doar începutul evenimentelor sportive. De asemenea, acesta susține faptul că încurajarea tinerii generații de a practica sportul este o prioritate pentru dezvoltarea unei societăți sănătoase. Cât mai mult copii o să vadă portari ca Renat Dasaev, ca Helmut Ducadam, ca mulți portari din mai multe echipe naționale care astăzi vor participa la acest turneu, cu atât mai mult, se vor implica în sport. Dar pentru mine propaganda sportului este unul din cele mai importante momente din viața mea. Marele învingător al competiției Bătălia Portarilor a plecat acasă cu un premiu în valoare de 2000 de euro și cu titlul de cel mai bun portar al anului 2015. Iar participantul clasat pe cea de-a doua poziție a obținut un premiu în valoare de 1000 de euro.